Acum, sigur că da, mai. Dragilor, acum că am dat de gustul problemei acestea și am înțeles-o, și voi cred că ați înțeles foarte tare că trebuie să insistați la o problemă. Nu trebuie să vă dați bătuți. Deci, dacă cumva problema te-a prins că tu ai părăsit-o și nu știi să insiști, nu mai ai nicio șansă. Păi eu dacă nu mă gândeam tot timpul la ea, nu știam când vine ideea, dar știam că vine. Deci eu nu știam foarte bine la care va fi momentul acela. Așadar, hai să compunem o problemă acum pe modelul acesta. Trebuie să dăm un număr de aici, da? Să dăm un număr care să fie așa, care să fie foarte pe aici. Unde e băiatul? Mă duc cu el. M-am încălzit. M-am atins de ceva. Așa. Hai să punem la punct până vine el. Ideea care eu vreau să o... Încă o problemă care să compunem noi? Să o compunem după șmecheria asta, schimbând numerele. Dar nu putem să punem niște numere la întâmplare. Atenție! Deci, care se împarte exact cum s-a împărțit 492 la 82, trebuie să luăm că într-o lădiță de mere este atâtea kilograme, într-o lădiță de vișine. Iar o cantitate, cum am zis, 10. Noi să punem, în loc de 10, punem 8. Sau 5? 5. Punem 5. 5 kilograme. În lădița, în celelalte 6 lădițe, 7. Punem 7 kilograme. 7 în fiecare. Deci, vom avea așa. Un 5. Da? Și 7. Și iar 7. Și iar 7. Adică tot de 6 ori. Tot de 6 ori să luăm pentru început, că le mai mișcăm noi, dar deocamdată nu vrem să ne depărtăm prea tare de probleme, da? Da. Iar 7. Și iar 7. Și iar 7. De 6 ori. 2, 4, 6. Adică cât ar însemna la 7 ori cât? 7 ori 6, 42, nu? Așa facem? 1, 2, 3, 42. Da, 7, 8, 6. 42, da? Uh-huh. 42 kilograme cireșe. Cireșe. Și cu 5 kilograme fac 47 kilograme. Cu 5 kilograme de unde? 5 kilograme de la vișine, da? Deci, 42 și cu 5, 47 kilograme. Acum trebuie să... Știu! Trebuie să facem 47 ori 6. Ori 6 sau ori alt număr? Da. Sau ori în alt număr? Ori 5, ori 5. Ori 5. Va dacă vrem să fie de 5 ori, da? Da. Va face deci, eu? 47 ori... Ca să nu fie 5 ori cu vreo confuzie cu 5 ori, hai să zicem ori 8. Da. 47 ori 8. Și urmează 8 ori 7... Cât face 7 ori 8? Măi, mereu le uit pe asta, mă. 7, 8, 4, 5, 56. Stai că știi. Dar de unde știi tu asta? Hai, mă, că nu-l știi. Dacă ne păcălește. Nu ne păcălește. Păi, da, da, da. 56, da, 56. Dar de unde știi tu cum știi pe asta? Păi, l-am învățat. Poate de 7 ori 8. Adunăm de 7 ori 8. Da, eu am să vă fac ceva acum să vedeți ce fain este. Ia să vedeți. 7 ori 8 este egal cu 7 ori 5 plus 3. Păi? Da! Că 5 plus 3... Și facem... Că 5 plus 3 facem... Facem 8, de. Și zicem, egal cu 7 ori 5. 7 ori 5. Ne dă 35. Plus 7 ori 3. Da. Și ne dă... 21. Și egal mai departe. Dar dacă nu știu nici asta, că nu știu ce vreau să fac, nu știu. Și egal mai departe cu... 35. 5? Nu. 5 ori 7. Scrie că sunt comutative, nu? 7 ori 5 egal cu 5 ori 7. Tot, avem. Plus
3 ori 7. Așa. Și rămâne parte cu 5 ori 8 din 7 rup. 5 ori 5 plus 2. Da? 5 plus 2 plus 7 ori, nu, plus 3 ori 5 plus 2. Și egal cu? Da. Și acum 5 ori 5 25. 5 ori 5, scriu așa, 5 ori 5 25. Plus 5 ori 2 plus 3 ori 5 plus 3 ori 2. 3 ori 2. Foarte tare. Poți să scriu rezultatul? Nu, 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 o secundă, lăsați-mă primind deocamdată. 5 ori 5 face 25, plus 10, plus 15, plus 6. Și când adunăm 25 plus 15... 5 plus 15... 50. Da, 50 plus 6. 6, 56. Vedeți că-s bun. Deci am făcut 56, da? Nu am lungit. Dar vreau să vă arăt finalul. Aici voi ați văzut finalul. Dar eu acum scriu deodată așa. Scrieți și voi acum cu mine deodată. Da. Scriem așa. Că 7 ori 8, 7 ori 8 este egal cu, în loc de 7 punem 5 plus 2 pe lângă 8, 5 plus 3. 5 plus 2 pe lângă 5 plus 3. Și e ori între ele? E ori, da? E așa, ori, ori acela, ori cum spuneți voi, X-ul ăsta, da? Da? Așa, ori. Poate face și dragilor, urmăriți-mă acum. Egal cu 5 ori 5, scopit asta. 5 ori 5, 5 ori 5, plus 5 ori 2. 5 ori 2, dar aș zic 5 ori 3. Că doar poți să scrii pe 5 ori 3 în medialul 5 ori 2, da? 5 ori, 5 ori 3. Plus, deci 5 ori 5, plus 5 ori 3, plus 2 ori 5, plus 2 ori 5 sau 5 ori 2, tot același lucru, da. Plus 2 ori 5 și plus 2 ori 3. Echipa de aici. 5 ori 5 plus 3 ori 5 sau 5 ori 3 plus 2 ori 5 plus 3 ori 2. Ia uitați-vă care șmecherie. Cum se mulțesc două paranteze? 5 ori 5. Se ia cu 5, da? 5 ori 5 plus 5 ori 3. Deci cu ăsta de aici se mulțesc amândoi de aici. 5 ori 5 plus 5 ori 3. Pe urmă, 2 ori 5 plus 2 ori 3. Deci se ia primul de aici din prima, din pe primul loc și se mulțește cu toți din paranteza a doua. Da. Deci 5 ori 5 plus 5 ori 3. Când s-a terminat cu el, el urmează al doilea de aici. 2 ori 5 plus 2 ori 3. Așa se mulțesc două paranteze. Deci cu ocazia asta, Ștefania, eu v-am arătat și cum se mulțesc două paranteze. Este spectaculos. Veți avea cât de curând nevoie de așa ceva. Da, și doamna ne-a explicat. Da? Cum se mulțesc două paranteze. Se ia primul de aici, se mulțesc cu amândouă, al doilea cu amândouă. Și se regăsește rezultatul foarte rapid. Și acum, în condițiile în care o să am nevoie de 7 ori 8 și nu mi-am amintesc, iau deoparte, deci muncesc așa, și când îmi dau seama cât face 56, ca să nu mai muncesc data viitoare, voi ține minte că 7 ori 8 fac 56. Că dacă nu, o scriu pe 7 ca 5 plus 2, pe 8 ca 5 plus 3, știu să mulțesc două paranteze, muncesc acolo. Dar putem să le scriem și ca 6 plus 1? Da, da, eu am redus tabla mulțirii numai la 5. Da, da. Și mai puțin de 5. Dar la 5, tabla mulțirii cu 5 este ușoară, da. Copii. Nu? 5 ori 1, 5, 5 ori 2, 10, 5 ori 3, 5, 5 ori 4, 20. Da. Deci, practic, prin tehnica mea, am redus tabla mulțirii la înmulțirea cu 5. Până la nivelul cu 5. Acum. Da, o facem. Acum, probleme. Ca să terminăm problema, ea spune, zice, gata, am înțeles ce vreau să spui aici, îndată voi, vreau să mă întorc la probleme. O secundă, o secundă. Tu n-ai fost aici, ai fost plecat un pic, noi am pornit o problemă frumoasă. Da? Pe da. Scheletul
probleme dinainte. Și mi-a dat 478.376. Deci face 376. Deci totalul 376. Așa, am propus o problemă. Eu dăm noi să o facă. Da. Deci, eu acum compun alta. Da. Cum te numești tu iar? Richard. Richard pleacă la piață. Richard pleacă la piață cu bunicul. Să vândă cireșe și... Da? Richard pleacă, merge la piață să vândă cireșe și vișine. Cireșe și vișine. Numărul lădițelor cu cireșe este de 6 ori mai mare, deci numărul lădițelor cu cireșe este de 6 ori mai mare decât numărul lădițelor cu vișine. Deci cireșele, numărul lădițelor e de 6 ori mai mare. El vinde în total o cantitate de 376 de kilograme. Vinde în total o cantitate de 376 kilograme. Naime, capul sus. Deci vinde în total o cantitate. Bă, Richard! Hai. Că ochișoarele voastre suferă. O cantitate de 376 kilograme, da? Știind că o lădiță de cireșe cântărește 7 kilograme, iar o lădiță de vișine 5 kilograme. Deci vișine 5 kilograme, iar lădița de cireșe 7 kilograme. Să se afle câte lădițe sunt de cireșe și câte lădițe sunt de vișine. Recapitulăm. Mergi la piață, cireșele și vișinile sunt în lădițe, da? Câte lădițe, cât cântărește o lădiță de vișine, am zis? 5 kg. Iar o lădiță de... 7 kg. Cireșe 7 kg, da? Una de cireșe 7 kg și cealaltă 5 kg. În total... Sunt 376 kg. Ah, da. Deci în total 376 kg. Câte lădițe de cireșe sunt și câte lădițe de vișine sunt? Am compus alte probleme. Încă una. Și ne dai pe urmă, după da? După ce facem piesa. Da. Mai faci încă una și noi să încercăm să le rezolvăm. Tu ești astăzi compui probleme. Da? Cele mai ciudate. Atenție! Nu de 6 ori, poți să fii de alt număr de ori. Sigur că da. Da. Deci modifici totul. Ștefania, hai să gândim împreună. Deci, o să facem echipaj în care punem o lădiță de... O lădiță de vișine și 6 de... Corect. Și 6 de cine? De cireșe. Ce cantitate se află în total? Ce cantitate de fructe se va afla în total în cele 7 lădiți? Una de cireșe și alta 6 de vișine. 42. Deci sunt 42 de kilograme de cireșe. Da. Iar vișine sunt 5 în total? 42 și cu 5? 47. Da. Deci 47 kilograme, spunem, 47 kilograme de fructe sunt într-un singur echipaj. Da? 47 kilograme sunt într-un singur echipaj. Un singur echipaj. Ca să vedem câte echipaje sunt, ce facem? Ca să vedem câte echipaje sunt. Facem 376 împărțit la 47. La 47. Deci 376 împărțim la 47. Și zicem.
376 împărțit la 47 egal cu? Ca cine? Ca 4 în 37. 4 ori cât fac 30 și ceva, cât mai aproape? 8. 8. Nu. 8, 8. 8 ori 4, 32. Dar 4 ori 4, 9 face 36. Da. Dar dacă punem de 9 ori și se merge de 9 ori, 6-le astea, când le mulțim prin 9, depășește cu mult. Deci lăsăm de 8 ori. Dacă aș fi pus de 9 ori, cum ai spus tu, 7 ori 9, 63, 3 și 6, 7, 9 ori 4, 3, 6 și cu 6, 36 și cu 6 fac 42. Depășește. Deci ăsta e motivul. Ștefania, fii atent ce spun ea. De ce să spun de 8 ori? Că 9 ori ar merge. Că 9 ori 4, cât face 9 ori 4? 36. Că 4 ori 10 fac 40. 4 ori 9 fac 36. Și dacă nu ne amintim, Ștefania, știi ce aș face? Dacă la 4 ori 9 nu mi-amintesc, fac așa. 4 ori, loc din 9 pun 5 plus 4. Și desfac. 4 ori 5, 20, plus 4 ori 4, 16, și face cât? 20 cu 16, fac 36. Da? Deci sunt foarte sigur acum când fac așa. Și acum zic, 7 ori 9, 63, că 7 ori 10 ar face 70. Deci 7 ori 9, 63, 36 îl păstrăm. 9 ori 4, 36, și cu 6, 3, 6 și cu 6, 6 și 6 fac 12. Și cu 3, 40. O, dar depășește. 42 ar face. Am pus cu 8. Deci punem de 8 ori, sigur că da. El m-a întrebat de ce nu punem de 8 ori. Și acum zice 8. Și 8, 7 ori 8, 56, că am făcut mai devreme. 5 îl păstrăm. Și 4 ori 8, 32, 4 ori 8, 32 și cu 5, 37. Exact de numărul ăsta de ori. S-a cuprins exact de un număr de ori, de 8 ori. Și atunci avem o plădiță cu vișine, că sunt 8 echipaje de acestea. De acord, Richard? Sunt 8 plădițe de vișine și câte lădițe sunt de cireșe? 8 ori 7. Nu, 8 ori 6, că sunt de 6 ori. 8 ori 6 egal cu 48 lădițe cu cireșe. Da? Lădițe cu cireșe. Atenție! Deci avem o lădiță cu vișine și 48 lădițe cu cireșe. Cu asta am dat răspunsul corect. Mai vedem o dată. Care este raționamentul corect aici? Deci, am pus o lădiță una singură cu vișine. Am pus 6, adică de 6 ori, da? 6 cu lădițe cu cireșe. Am aflat care e cantitatea totală într-un singur echipaj, și a fost 47. Și împărțim cantitatea totală de fructe, 376 la cine? La 47, ca să vedem de câte ori se cuprinde. Și 8-ul ăsta indică lădițele cu vișine și vin de 6 ori, 8 ori 6, 48 lădițe cu cireșe. Da, 48 lădițe cu cireșe. Dar acum, noi emeni am pregătit deja o problemă. Am întrebare. Nu înțeles ceva. De ce sunt 47 ori 8? Pentru că eu mi-am făcut, înainte știam că vor fi de 8 ori. Că am vrut eu să fie de 8 ori. Dacă vreau să fie de 5 ori, nu știu spune de câte ori. Nu-i spun lui de câte ori. Tu faci asta în culise. Și pe el îl obligăm să facă înapoi procedeul, adică se împarte. Da. Da? Deci am făcut bine asta. Așa. Propune-ne o problemă din nou.
Noemi. Noemi, da. Pune-ne problema, te rog. Sunt 11 kilograme de vișine, adică deci cum? Nu știu cum să spun am făcut, dar se... asta. Spune așa, Noemi merge la piață cu bunicul să vândă cireșe și vișine. O lădiță cu vișine cântărește 11 kg. Da. Iar o lădiță cu cireșe 15 kg. Numărul lădițelor de cireșe este de 6 ori mai mare decât lădițelor de vișine cu vișine. Da? Da. În total, ce cantitate are? 606 kg. Aflați numărul lăițelor de vișine și de cireșe. Deci, se formula. Noemi merge la piață. Hai, și tu, Liceac. Ne-au compus o problemă. Noemi merge la piață să vândă... 11... Să vândă cireșe și vișine aflate în lădiță. Cireșe și vișine aflate în lădiță. Și zicem, o lădiță cu vișine cântărește 11 kg. Da. Iar o lădiță cu cireșe cântărește 15 kg. Cantitatea totală de cireșe și vișine este, cantitatea totală egal cu 606 kg. Da. 606 kg. Vișinile, numărul lădiților de vișine este de 6 ori, nu, cireșele de 6 ori mai mari decât vișine, da? Tot așa. Deci numărul, specificăm și asta. Numărul lădiților de... Da, nu, că fac peste. Am înțeles. Așa. Să se afle câte lădițe de vișine sunt și câte sunt de cireșe. Vedem noi ce problemă frumoasă ne-a făcut Noemi. Am mai da. Făcut încă trei. Adică încă două. După asta. Da. Încă două. Modifică și de 6 ori, nu? De 6 ori pui de alt număr de ori. Da. Celelalte le-am făcut de alt număr. Asta am făcut de 6 ori. Clădirea. Mi-am făcut niște probleme.
Gata. Deci, mai am încă două. Așa. Vă să zic că, dragilor, noi ne-am propus următoarea problemă. Lădița de vișine e 11 kg, de acord? Da. Și acum lădița cu cireșe 15 kg. 1. 15. Deci, iar 15 și încă o dată 15, de 6 ori, da? Da, mai trebuie 15 și încă o dată 15. Câte kilograme sunt în total acum, într-un singur echipaj? 600 A. Nu, într-un singur echipaj. De câte ori câte? 6-8. 15 ori 6. Deci facem 15. 90. 15 înmulțit cu 6, egal cu 6 ori 10, 60. 6 ori 5, 30, 60 cu 30 fac 90, da? Da. 90 kg. Deci 90 kg sunt numai aici, 90 kg. Da, adică... În decireșe, da? 50 kg, 90 kg de cireșe. Da. Și cu 11 pe care le punem de vișine, fac în total 101 kg. Fructe, da? Da. Adică ce înseamnă cireșe și vișine? Și după 8-6. Cireșe și vișine. Și noi nu știm cât de 6 ori. Noi împărțim cantitatea totală, cât ne zice, total 606. 606 este total. Pe 606 îl împărțim. Deci 606 îl împărțim la cine? La 101. A. La 101, că 101 da. Fac un singur echipaj. Da. Și merge cât? De 6 ori. De 6 ori. 6 ori 1, 6. 6 ori 1, 6. 6. Nimic, nimic. Deci, sunt 6 răspuns. Răspuns. 6 lădițe. Da? 6 lădițe cu cireșe. Pardon, cu vișine. 6 lădițe cu vișine și 6 ori 6, că-s de 6 ori. Nu 6 ori, 6 lădițe, da. Lădițe cu cireșe. Și am dat răspunsul corect. 6 lădițe cu vișine și 36, adică 36 fac asta, lădițe cu cireșe. Bine. Altă problemă care ne-am compus-o, te rog. Și-am compus-o. Da. Eu merg la piață și vând și vând mere și portocale. Mere și portocale, fain. Portocalele sunt de 3 ori mai multe, da, decât merele. Deci numărul lădițelor. Da. Sau... Este de 3 ori mai mare decât cel al merelor. Deci numărul lădițelor
cu portocale de 3 ori mai mare, da? Da. Bun. O lădiță cântărește o lădiță de mere cântărește 6. Una lădiță mere egal cu 6 kg. 6 kg. Și una lădiță portocale cântărește 10 kg. 10 kg. Total 180. Total 180 kg. Câte sunt lădițe cu mere, câte sunt cu portocale, da? Deci lădițe cu mere egal câte și lădițe cu portocale egal cu câte? Egal cu câte? Hai să ne apucăm, Ștefania, de lucru. Deci, luăm un echipaj, una singură, cu mere, că merele, lădițe cu portocale de 3 ori mai multe. Deci mere la început și punem portocale încă 3. Nu mai punem 6. Da? Punem încă 3. Cât cântărește o lădiță cu mere? Cât ne-ați spus? 6 kg. Deci 6 kg. Dar la portocale, cât 10. Se pune? 10. A, deci portocale. Mai 3 sunt acum. Nu 6 ca data trecută, că zici că e de 3 ori mai multe. Da, 30. Nu, dacă ar fost 6 ori, punea de 6 ori, dar nu mai de 3 ori, nu-i spus așa. Asta o făcutea modificarea. Adică o să facem 10 ori 3. Da. Auzi, 10 ori 3. Da, 10 ori 3. 30. Da, va face 30. Și mai punem pe 6 ăsta. 36. Are un singur echipaj, da? 36 kg. Și acum, numărul total de fructe, adică 180. 180, îl împărțim la cât? La 36. Și ne dă 5. Și merge de 5 ori. Da. De la 5. 5 ori 6, 30. 5 ori 3, 15. Și cu 3, 18. Și ne dă 5 lădițe, 5 echipaje de astea. Adică 5 lădițe cu mere. Da? Deci rezultă 5 lădițe, răspunsul corect, 5 lădițe cu mere și de 3 ori mai mult, adică 5 ori 3, 15 lădițe cu portocale. Problema a fost făcută corect. Poți să spun și mai am. Mai îl las pe el. Îl las pe el. Dar mai compune, mai compune câte vrei tu. Deci tot timpul îmi compui ca să nu dai probleme pentru acasă. Poți să spun una și s-o fac atâta? Cealaltă care o să spun după Vicky este cu numele mai mare. Unul mai mare, treaba ta, știi? Așa. Nu, tu ne dai și voi sunteți propunători astăzi. Da, și propunători de probleme. Și doar o singură problemă ați spus și voi lăsa. Da? Da. Deocamdată propunem probleme, asta e extraordinar de frumos. Da? Și noi suntem rezolvitorii. Că de așa se întâmplă. Sunt și rezolvitori și probleme. Da, da, doi și doi. Profesor, am făcut în folie aici. Păi da, e povestea ta acolo. Știi tu ce ai făcut acolo, mișcările tale? Asta e povestea ta. Da. Poți să spun? Ei, acum, Richard, poți să ne spui problema, dar să susuci un pic tabla. Da. Știi? Și pe urmă vii... La temă. Capitolul, avem temă. A, e, lasă. Da, a fost un fel și atunci temă. Sigur că da, dar a plecat la o problemă de ca temă, care mi-a propus-o Ștefania și a muncit, Stefania. Nu ne-a văzut. Și... Eu nu prea acasă, adică... Tu n-ai muncit de acasă, dar îi prinzi mecheria acum, da. Și ne faci tot felul de probleme. Da, sunt foarte tare, foarte frumoase pe care fac. Te rog să
Vorbești și o să scriu sus acolo problema, da? Ricci pleacă la piață și vinde cireșe și vișine. Cireșe, cireșe și vișine. Numărul lădițelor cu cirese este de 11 ori mai mare decât vișinele. Deci cireșe cu de 11 ori mai mare. Cireșe de 11 ori mai mare decât vișine. Vând 4500 4530 de fructe. 4530 de total. 4530 kilograme fructe, da? Da. O ladă cu vișine cântărește 13 kilograme. Lada cu vișine egal 13 kilograme. Iar lada cu cireșe 40 kilograme. 40 kilograme. Foarte frumoasă problema. Închepuri. Da. Sigur, compuneți. Deci, să înțelegi noi problema foarte bine. Cireșe și vișine. Vișine. Cireșe de 11 ori mai mult. Deci vișine e un singur segment, iar cireșe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Și la vișine punem cât vișine 13 kg și la cireșe 40. 40 și 40 și 40 și 40. 40. Da? 40. 40, 40, 40. Băi, bine că ai zis numai de 11 ori. Că dacă spune de multe ori, trebuie să spun 40, 40, din câte spun el, da? Sau puncte, puncte, mai ușor. Sigur că da. Sau puncte, puncte. Acum facem 40 ori 11. 40 ori 11, ca și cum ar zice 4 ori 11. 4 ori 1, 4. 4 ori 1, 4, da? Și punem un 0. 440 kilograme, da? 440 kilograme cireșe, da? Cireșe. 440. Acum facem 440 plus 13. Exact. 440 plus 13 și fac 453 kilograme fructe. Și acum, toată cantitatea... Acum, 453 împărțit la... Nu. 4530 împărțit la 4. 4530 împărțit la 453 egal cu... Hai că ne-au ajutat foarte mult aici. Am dat o împărțire grea. 4530 împărțit la 453 egal cu 453, 453, 1, 10. 10? Da. 10. Păi uite de, da, cum se împarte prin 10? Un singur 0. Da. Dacă aș fost, cât? Dacă aș fost 45.300? Poți să spun? Un pic să le terminăm problema. Da, poftim. Hai. Să vă duce tu și arată unde e. Da. Deci este o ușă răsătătă. Da, tu ești tu. Da, și tu. Da. Mergeți cu toate. Hai. Dar, dragi drog, iată-ne că veniți repede, da? Ca să nu mai facem probleme. Mai facem probleme. N-am să închid fișierul. Este interesant aici cum am urcat stacheta la ceea ce înseamnă ideea de a compune probleme. Deci, iată, înseamnă că au foarte bine înțeleasă tehnologia de rezolvare. Da? Au bine înțeleasă tehnologia de rezolvare. Dacă
ne venim în clipa în care ajungem la nivel de propunere și mecanismul de propunere îl stăpânesc, înseamnă că rezolvarea este la îndemână. Este 100% înțeleasă. Da. Este 100% înțeleasă rezolvarea. Hai. Da. Da. Așadar. Să luați loc un pic. Să vedem încă o dată problema. A fost vorba de faptul că am avut 4.530 de kilograme în total și fiindcă echipajul este de 453, am văzut de 10 ori. Deci răspunsul corect este asta. Înseamnă 10 lădițe cu mere. Cu mere? Da, mere. Mere și de 11 ori lădițele de cucereșe, adică 110 lădițe cu... Nu, vișine. Vișine, da. Vișine și mere, pardon. Mere. 110 lădițe cu vișine. Hai să revedem, Ștefania. Deci momentul... Așa, cum am gândit? Pe 4.530 îl împărțim la 453, nu? Da. Ca să vedem câte echipaje sunt. Da. Și am obținut 10 echipaje. Ce? Și aceste 10 sunt lădițele cu mere. Da. Da? Lădițele cu mere. Deci răspunsul corect este asta. 10 lădițe cu mere și fiindcă sunt de 11 ori mai multe lădițe cu... Sunt 110 lădițe cu vișine. Și am terminat problema. Da. Acum pot să spun... Hai să... Imediat lasă-mi să înțelegi și noi problema, că nu înțelegi. Voi știți mecherile, că le propuneți. Dar pe noi înțelegem, trebuie să muncim un pic. Deci eu spun așa. Numărul lădițelor cu vișine este de 11 ori mai mare decât acelor cu... Da? Și de fiindcă o lădiță cu vișine costă, cântărește 40 kg, de 11 ori câte 40, am văzut cât vor cântări lădițele cu cireșe. Am adăugat și merele și am văzut în total 453 de fructe. 453 kg fructe. Și împărțim cantitatea totală la cât cântărește un echipaj și aflăm câte echipaje sunt. 10. Cum într-un echipaj avem o singură lădiță cu mere, înseamnă că am aflat numărul lădițelor cu mere. Da. Și că pentru a vedea și pe cel cu cireșe, am mulțit cu 11. Dar avem voie și mai multe lădițe cu mere, nu? Nu doar una. Le complici tu tare. Ce le faci? Ce le faci? Băi, ai. Dar e simplu. Ce-a spus? Nu, se gândește la o șmecherie. Ea vrea să facă o problemă în care să spună lădițe cu mere, cireșe și vișine. Nu, ziceam să fie... De ce așa se vrea? Să fie două... Două aici în echipaj? Da, de exemplu două să fie... Ei, dar dacă îi zici, sunt două în echipaj și de trei ori mai multe celelalte, înseamnă 6 și 2, ca și mai spune 1 și 3. 1 și 3. Tot același lucru. Ne-a dat o idee cu mai multe fructe. Păi da! Da! Da, deci aici ajungem la ideea că să ai mai multe categorii de fructe. Da, nu doar două. Numai două. Sigur că da. E tare problema. Poți să spun și pe ce? Da. Să ne propui. Și te gândești la altă problemă. Da. Ne propui și te gândești la altă problemă. Noemi merge în târgul de mașini și vinde Dacia și Skoda. Dacia și Skoda, da. Spun cu kilometru. Nu? Vrei să spui cât cântărește o Skoda? Sau spun cât costă? Tu... Sigur că merge și așa. O Skoda costă atât? Da, am spus și eu la numera, dar n-are cum să... Sigur. Da. O Skoda costă... o Dacia costă 900 de lei, iar... Deci, Dacia
900 lei. Ieftină. Ieftină, poate. Da. Iar Skoda, 1000 de lei. Skoda, cât? 1000 lei. 1000 lei. Așa. În total sunt... Suma care se plătește... Da, este 5800. 5000 total. 5800 lei, da? Da. Și de câte ori sunt mai multe? De două ori. De două ori. De două ori este mai mult Skoda decât Dacia. Aha, deci Dacia, notăm și asta, numărul dacilor este de două ori mai mare decât Dacia. Este de două ori mai mare decât al dacilor, nu? Nu, în față ștergeți, că Skoda este de două mai mare. Skoda, da? Da, Skoda. Skoda este de două mai mare decât al dacilor. Da, era bine, acolo. Așa, decât al dacilor. Așadar, facem Dacia una și Skoda câte punem ca să vedem? Deci, Dacia una și Skoda două, nu? Da. Skoda două. Așa. Și pentru Dacia și S, Skoda. La Dacia, cât o spus? Ce preț avem la Dacia? La Dacia? 900. La Skoda avem 1000. Adică la Skoda facem 1000 ori 2. Da. Egal cu 2000, nu? Așa, da. 2000 lei. Și în total, pe un singur echipaj... Și acum facem 2000 plus... 900, da? 900, așa. 2000 plus 900. Și ne dă... 2900. 2900. Pe un singur echipaj, da? Da. Lei. Și acum, toată suma... Facem 5800 împărțit la 2900. Și tăiem un 0 că împărțim și de împărțitul și împărțitorul printr-o sută. Da? Și de parcă am împărțit pe 58 la 29. Și 58 împărțit la 29 merge de 2 ori. 2 ori 9, 18. 2 ori 2, 4 și 1, 5. Deci nimic. Înseamnă că avem două echipaje. Adică două sunt Dacii. Și răspunsul, da? Două Dacii și câte Skoda sunt? Skoda. Păi dacă avem două echipaje, 2 ori 2. Așa, 2 ori 2 egal cu 4 Skoda. Și am găsit 4 Skoda. Da? Deci în total. Ia să mai vedem și problema pe care ne-o propui. Tu acum. Cine mai... Richard, tu mai ai o problemă? Nu, făceam una mai complicată și mai am. Mai, gata, să ne denoiem. Numai puțin acum de mine, dar aș vrea să spun pe asta. Nu, le dai ca să muncim și noi să facem o problemă. Bine. Poftiți. Eu merg la piață și vând mere și pere. Mere și pere. Foarte bine. Bun. Mere și pere. Perele sunt de 8 ori mai multe decât lădițele, deci, cu pere sunt de 8 ori mai multe decât cu mere. Deci mere, așa, și de 8 ori. Deci numărul
lădițelor cu pere este de 8 ori mai mare. Adică dacă ne gândim la mere și facem o dată, la pere trebuie să punem de 8 ori, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deci, aici ar fi pere și acum mere. Mere, 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 mere și iar mere. O lădiță cântărește 20 de kilograme. O lădiță cu pere. Deci lădița cu pere 20 kg. Iar lădița cu mere 100. 100. 100. 100. Și mai departe 104. Da. În total sunt... Total. Wow, nu am făcut total, nu mai puțin. 0... Mă dă de capul? Te doare capul! În total sunt 6560 de kilograme. Total 6000? 560 de kilograme. 560 kilograme. Am o întrebare. Ca să nu greșesc. Cumva 8 ori 8 făcea 64, nu? Da, 64. Dacă nu mai am tucat minte ce vrei să fac. Eu, da, 64, 64. Dar da, dacă greșești cumva. N-am greșit, că dacă adun tot 64, da. Nu, eu te ce fac eu. Prima dată. Tehnica mea. Tehnica mea. 8 ori 8 egal cu, în loc de 8 zic 5 plus 3, înmulțit cu 5 plus 3 și îți dau răspunsul. 5 ori 5, 25. Plus 5 ori 3, cât face 5 ori 3? 15. Plus 3 ori 5, iar 15, plus 3 ori 3, 9. Și egal cu 15 cu 15 fac 30 și cu 25 fac 55, da? 55 plus 9 și iau din 9 64. Un 4, un 5 și îl dau lui 55 și am făcut 60 și aici a rămas 4, 64. Terminat lucrurile, ai avut dreptate. Da. Da? Dar dacă nu mă, dacă sunt într-o situație grea, trebuie să descoper eu. Decât să scriu o trăsnaie, atenție, măi mei, decât să scriu o trăsnaie, mai bine faci așa. Și acum să rămâne în minte de ce fac 64, perfect. Da? Acum, e bine așa? Da, e bine, e rezultatul ăla. Acum facem... Hai să vedem. Facem pentru așa, de 8 ori câte 100? 100 ori 8. 100 ori 8, egal cu 800 kilograme de pere. De mere, nu? Da, de mere. Nu, perle de 8 ori. Adică pere sunt astea. A, da, pere. Bun. Da. Și acum 800 plus... 20. Așa. Adică 820. 800 plus 20 egal cu 820 kg. Fructe. Da, fructele. Poate de toate la una. Am comă, nu? Din rezultat îl împărțim cu 800. Deci ce ne-a dat? Da. Ăsta care a dat, îl împărțim la asta, da? Totalul. 6560 împărțit la 820. Și fiindcă are un 0 și un așa, altă tem un 0. Și merge ca 8 în 65. 8 în 65 ca 8 ori 8, 64. Da. Cel mai apropiat de 64. Deci de 8 ori. De 8 ori. 8 ori 2. 16. 8 ori 8, 64. Și cu 1. 65. Și terminat. De 8 ori. Acum o să facem
8 ori 1, adică 8 plădițe, da. Plădițe cu mere. Da. Și 8 ori câte sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Adică 8 ori 8. 8 ori 8, sigur că da. 8 ori 8 plădițe cu pere. 64. Așa, 8 ori 8 egal cu 64 plădițe cu pere. Da? 64 plădițe cu pere. Și cu ocazia asta... Am încercat cu mai multe pere, nu sunt sigură dacă fac bine. Da? Deci, acum tehnica e simplu, nu? Da. Deci ce facem? Prima dată înmulțim. Deci înmulțim ca să vedem cantitatea totală în cele... Da? Adunăm cu asta. Da. După împărțim ca să aflăm totalul. Da, totalul. La cât intră un echipaj? O pereche. Da, ca un echipaj. Și aflăm lădițele cu pere sau care sunt mai puține. Și pe urmă mulțim de câte ori spune acolo, că dacă sunt de 8 ori, cele cu care sunt de 8 ori mai multe, nu? Da. Deci este foarte simplă. Putem să compunem și noi una. Că ei cred că fac așa. Da? Cred că e și jumătate. Ia să vedeți voi că e 6 și cât ceasul. Tata așteaptă, da? Mamă! Așa, ne oprim aici. Da, ne oprim aici. Am făcut-o cu mai multe. Da, 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 da. Ne oprim aici, dragilor. Cred că avem cea mai frumoasă... Ai mi-a dat problema de acasă? Da. Te-am uitat. Da. E făcut două probleme de genul ăsta. Am făcut mai multe. Două, bine. Am terminat. Da, am deja mi-a făcut-o. Bine. La revedere.